Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt domnul Stanislav Pavlovski, ex-judecător al Moldovei la CEDO, și domnul Ion Diacov, fost procuror al Capitalei. Bună seara, domnilor, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Seara și bun găsit! Cred că e clar, doamnelor și domnilor, care este subiectul invitației, ținând cont cine se, subiectul emisiunii, ținând cont cine se invitații. Așadar, domnilor, de ce în Moldova au început vremurile bune, dar nu și pentru Alexandru Stoianoglu. Chiar din contra, pentru el au început altfel de vremuri. Asta așa, ca direct mergem la concluzie, după care mergem pe etape. În câteva cuvinte, de ce s-a apucat atât de dur de capul lui? Și s-a ajuns la ce s-a ajuns acum? Domn Pavlovski, domn Iacu, cum vreți. Da, este greu de spus de ce anume domnul procuror general. Putem numai presupune că sunt câteva, aici, cumul de cauze. Una dintre aceste cauze, asta sunt niște interese pur politice, deoarece clasa politică de mult și-a exprimat disacordul cu activitatea domnului Stoianoglu și expres au cerut demisia lui, el nu a cedat presiunilor și iată au invitat altă modalitate. Plus la aceasta putem spune că domnul Stoianoglu și el a comis niște gafe foarte serioase și aceste gafe, până la urmă, a adus la această situație. Și ultimul element, presupunem că probabil el a ajuns în investigarea miliardului, el a ajuns la etapă când trebuia să fie pusă sub semnul întrebării răspundere unor persoane suspuse. Și aceste din persoane, actuala guvernare. Eu n-aș spune de la actuala guvernare sau de la precedentă guvernare, dar dacă ați observat, a fost vorba despre domnul Andronache, da, domnul Andronache aparținea guvernării precedente, dar poate și unii exponenți a guvernării actuale, noi nu cunoaștem, dar ca o versiune, a treia versiune. Deci aceste trei versiuni, din punctul meu, și prezintă acest cumul de circumstanțe care au dus la crearea acestei situații. Domnul Diacov, soarta carierei domnului Stoianoglu era clară deja de ceva timp, de o săptămână, două, mai ales după decizia Curții Constituționale, care a spus că hotărârea Parlamentului, modificarea legii de către Parlament este constituțională, totul e bine. Deci, domnul Stoianoglu avea zile numărate ca să mai afle în funcție. Sau o lună, două, să spunem, trei săptămâni, eu nu știu exact. Dacă, într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, că nu-i chiar curată această arestare, această reținere, care a fost poanta ca să-l reții, știind că el nu mai are mult să stea în funcție? Păi, cu reținerea și întrebare mai diocheată și ține de alt aspect, dar domnul Stoianoglu trebuia să înțeleagă, eu am mai spus și cu alte ocazii, eu personal am fost la dumnealui când am văzut că punctul culminant a fost atins. Și am avut o discuție așa tăvărășească și i-am spus că Alexandru, trebuie să pleci. El a spus că nu, eu am angajamente față de colectiv, față de țară, am promis poporului, eu trebuie să duc la capăt, eu sunt corect, eu așa. Știți, mie mi-a plăcut poziția dumneavoastră și zic, bine, dar pe tine nu te vreau. S-a spus clar că nu te vor și vreau guvernarea, nu guvernarea, dar partidul de guvernament, partidul de la putere, care a câștigat masiv, el are dreptul, nu toată lumea așa, are drept să-și pui omul lor. Ei au planul lor, au viziunile lor la chestiile astea, vreau și să asumi răspunderea și spun, zic, nu-i sensul, nu-i șansa să ia că ai ajuns la perete, gata, e perete, nu trebuie de mers. El foarte încrezut a spus că nu, el a să ducă până la cap planul care și l-a pus, el vrea să dovedească că el e corect. Eu mi-a rămas numai să-i doresc sănătate și putere de voință. Eu chiar așa și am spus, nu-ți doresc succes, că eu succesul tău îl văd până unde să fie. Și chiar și i-am spus că zic, tu ai să fie arestat. El intuia sau măcar prin... Eu i-am spus, deschis. El a zâmbit ironic la fraza asta sau nu? El a spus că să vedem cum o să facă. Și iată că a văzut.
Domnilor, astăzi seară procurorul pe cazul ăsta, domnul Furtună, a cerut instanței 30 de zile de arest pentru domnul Stoianoglu. Asta s-a întâmplat la 48 de ore după reținere. Mâine instanța de judecată hotărăște. Îi dă 30 de zile, nu îi dă 30 de zile. Așa e procedura, da? Așa trebuie să facă procuratura. Nu, procedura nu e chiar așa, dar practica moldovenească e așa. Practica moldovenească. Dar, iacă Stanislav, dacă se vorbească din poziția justiției adevărate, supreme, care etalonul e de la CEDO, așa nu se face. Dar la practică moldovenească e așa. Trebuie să-l ții, cum zice românul, două poră, 72 de ore și în ultimele secunde dă-o și solicită acolo. Păi ia să vedem. De acum, odată ce te vă lucrul ăsta supărnit, noi nu avem revoluție, nu mai face nimeni, da, sunt lume care se revoltă, alții care aplaudă și așa mai departe, dar băieții își fac treaba, care mai bine, care mai rău, noi străbească să așteptăm ziua de mâine și să auzim. Domnul, da. Pentru dumneavoastră este evident că Stoianoglu va primi 30 de zile sau s-a mai gumanit sud, totuși îl așteptăm decizia? Eu din perspectivă... N-aș vrea să cred. Din perspectivă judecătorului la Curtea Europeană, trebuie să vă spun următorul lucru. Potrivit jurisprudenței Curții Europene, arestul este o măsură excepțională care se aplică doar și doar atunci când aplicarea altor măsuri de prevenire este imposibilă. Imposibilă. Asta e prevederea jurisprudenței Curții Europene. Curtea Europeană a decis că arestul este o măsură de ultimul resort. Ultimul resort. Deci până la asta trebuie să fie respinse toate alte posibilități. Plus la aceasta, pentru arestare trebuie să fie prezentate motivele, cum Curtea Europeană scrie, relevante și suficiente. Și motivele relevante și suficiente nu pot fi subte din deget. Motivele relevante și suficiente trebuie să fie bazate pe probele concludente, concludente și legal obținute. Toate aceste elemente luate în ansamblu, dacă noi le analizăm, eu nu văd aici cum instanța ar putea aplica arestul. Chiar nu văd. Pe de altă parte, noi nu cunoaștem materialele cauze, noi nu cunoaștem ce probe sunt la dispoziția domnului procuror. Poate, într-adevăr, domnul procuror dispune de niște probe contestabile care ar manifesta că domnul Stoianoglu avea de gând să fugă din țară sau că domnul Stoianoglu avea de gând să comită alte infracțiuni sau că domnul Stoianoglu avea de gând să priseze organul de urmărire penală cu scopul eliminării pericolului stabilirii adevărului. Dacă domnul procuror are acest gen de probe, atunci situația s-ar schimba. Dar de rezolvat problema acum, domnul Stoianoglu vinovat, nevinovat, a comis, n-a comis, asta nu intră în competența judecătorului de instrucție. Rezolvarea acestor probleme intră în competența instanței de fond, care judecă cauza pe fond. Acum judecătorul de instrucție examinează doar aceste motive pentru arestare prevăzute de lege despre care eu am vorbit. Domn Pavlovski, experiența mea micuță, nici nu se compară, Doamne ferește, cu domniile voastre, dar eu țin minte așa, de fiecare dată când este cineva reținut, îi se dă 30 de zile și procurorul spune ca să nu influențeze martorii, ca să nu influențeze. Asta la noi merge de fiecare dată. Asta e practică vicioasă moldovenească. A Republicii Moldova. Da, practică vicioasă moldovenească, pentru care Moldova a fost condamnată din enumărate ori de către Curtea Europeană. Și dacă dumneavoastră ați studia jurisprudența Curții Europene, ați nota că cele mai multe condamnări Republica Moldova are anume pe articolul 5, care privede dreptul la libertate. Dreptul la libertate. Cele mai multe condamnări. La noi lumea se arestează la stânga și la dreapta. Eu v-am dat standardul. Arestul este o măsură excepțională, absolut ieșită din comun. Deci se prezumă că omul trebuie să fie în libertate.
Și doar atunci când învinuirea prezintă niște probe incontestabile care ar manifesta intenții criminale a omului care urmează să fie arestat sau că el ar avea de gând să influențeze martorii să probe, nu declarații goale la noi, foarte des, dacă nu fiecare dată, atunci foarte des încheierile instanței de judecată privind aplicarea arestului se bazează pe niște presupuneri, pe niște circumstanțe subte din deget, cum eu v-am spus. Altfel nu pot, da, nu pot să-l numesc. O secundă. Vă zic, domnul Pavlovski, definitiv răspuns la întrebare, științific și din practica europeană. Eu, din practică moldănească, vă spun o leacă mai simplu și pe înțelesul tuturor, că judecătorii noștri tot nu mai sunt chiar ultimii în Europa. Ei citesc, se mai uit prin părți și când judec pe un cineva acolo, eu trântit, nici nu se uit la dâns, nici nu discut. O spus închetător sau procurorul, zice, băi, dă-i 30 de sute. Și dă-i 30 de sute și gata. În cazul ăsta, ei tot se uit. Ei văd toată presa, văd opinia publică, văd cine stă în fața lor, cum mai da, stă procurorul general. Și ei o să fie atenți, așa eu sucot. O să fie foarte atenți și o să meargă pe calea desemnată de mulțumatul Pavlovski. Eu nu cred că e să îndrăznească să facă moldovenește. Eu socot ca să facă după lege și asta e ideea acolo, eu știu, control judiciar sau eu știu să spui că scuzați, plecați și duceți să vă lămuriți. Dar opinia publică, domnilor, cum să înțeleagă? Iată, noi vedem la știri. Procurorul general reținut acuzat pe 4 capete, 4 acuzații vin din partea procurorului. Sună parcă e masiv, da, ceva substanță mare. Și parcă spui că, băi, da, trebuie să-l închidă deodată să-i dea 10 ani de pușcărie. Sau nu e chiar așa cum arată la televizor? Eu cred că pe asta și s-au contat. Oamenii care se ocupă acolo, pe asta și-au contat. Fiindcă dacă să luăm așa, iată articolul ăsta, unde el e învinuit pe abuz de serviciu cu activitatea lui parlamentară. Dar nu e în lume. Nu e precedent pe globul pământesc că pentru o inițiativă legislativă, dar eu de-am știu niște subtilități acolo, care le-a lămurit și prim adjunct Popov, că îndioște acolo au fost, nu au fost comisie, dar au fost centrul ăsta, anticorupție. Și sunt niște, adică acolo vinovății îndioște lipsește. Așa, dar mai sunt încă trei. Acel nu bun, hai, nu ne băgăm noi, fiindcă nu avem materiale și nu vorbim despre doveză mâine, dar ele toate sub un semn de întrebare, dar practica iară noastră moldovenească e și e că o strâns docuci că să fie foarte impunător, anume pentru opinia publică. Dar acolo la judecător, când s-au dus și oamenii au mai văzut în viața lor dosare și au văzut și învinuiri și cred că se apreciază la justă valoare. Domnul Pavlovski, de ce domnului Stoianoglu nu i s-a dat drept la replică în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor când se examina chestiunea asta de deputat pasul domnului Lilian Carp, care anterior venise de la doamna Grigoriu pe timpul când era șefa Comisiei Parlamentare pentru la Dramat? Pentru că, omul este acuzat, până, băi, iată, vrem să-l reținem sau vrem să-l acuzăm de asta, ok, Stoianoglu, spui Stoianoglu. Și în Parlament dă-o cuvântul de acolo. Sincer vorbit, eu n-am privit ședința CSP-ului, n-am privit. Dar dacă spuneți așa și dacă lucrurile stau într-adevăr așa, atunci noi suntem martorii clăcării principiului contradictorialității. Deci, este evident că dacă cineva vine cu o acuzație, chiar și la nivelul acesta de examinare a sesizării, inevitabil trebuia să fie ascultată și cealaltă parte. Asta cere elementarul principiu de echitate. De echitate și balanța între două poziții, cea de învinuire și cea de apărare.
Și pe lângă aceasta, în mod normal, domnul Stoianova trebuia să vină și cu aparatul său. Deci este pusă în joc dimensiunea sa, este pusă în joc aflarea sa în funcție de procuror general, deoarece odată cu pornirea procedurilor penale se suspendă și aflarea dânsului în funcție, deci grav se calcă drepturile lui civile, dreptul la muncă, dreptul la viața privată și așa mai departe. Deci trebuia să fie dat cuvântul, nu știu de ce. Vorbind simplu, aici trebuie să aplice analogie. Cum se examinează în Parlament când se ridică imunitatea? Acolo doar se dă cuvântul. Da, Parlamentul țării. Probabil ei când au determinat clar procedurile care trebuie să fie respectate în timpul ședinței Consiliului Superior a Procurorilor, când se examinează acest gen de întrebări. Dar oricum ar fi, eu sunt de acord cu domnul Deacov că sunt unele principii de caracter general care sunt evidente pentru orice jurist care știe ce este echitate, și care știe ce este principiul contradictorialității, când părțile pun picior de egalitate și au posibilitatea să combată argumentele, trebuie respectat. Uitați-vă, am apărut în presă, eu am citit, că aparatorul lui domnul Stoianoglu a depus recuz către procurorul de caz. Și a apărut dilemă, ce se poate spune, dar noi nu examinăm. Dar procurorul era superior că pe numele lui a venit. A venit la procurorul de caz și acel și dat tu n-ai dreptul. A, și a început intimidări, l-a înregistrat discuția și a apărut... Ei, nu mai este intimidări, a fost o discuție pe intern de serviciu. Dar a fost o discuție, eu am ascultat, n-am mai văzut intimidări. E altceva. Că în cazul de față Stoianoglu e arestat. Și pe dânsul nu îl interesează cine acolo e mai mare și cine e mai tare. El a depus cerere, a recuzat. Și lui trebuie să-i dea răspuns. Recuzul și ala trebuie să examineze. Și iată, mâine se decide acolo, dar stați-o leg, dar pe recuz nu s-a luat decizie. Să fie foarte clar, el a cerut recuzarea procurorului care l-a luat pe el pe sus, pentru că da. Zice că e un conflict de interese. Da, o adus motivul că da, că este conflict de interese. Și chestia asta nu s-a examinat. Dar pe persoana vizată, în cazul nostru, pe Stoianoglu, nu le interesează cine acolo e mai mare și cine e mai tare, cine are drept și cine nu are dreptul. Solicitarea lui trebuia să aibă răspuns. Dar aici mai este o întrebare. Deci mai este o întrebare care probabil trebuia să fie prima discutată. Deci pornirea urmării penale, efectuarea investigării alegațiilor domnului Carp, care a fost exprimate în sesizarea sa. Și aici, iarăși, dacă nu ne întoarcem la practica Curții Europene, noi trebuie să spunem că Curtea Europeană din nenumărate ori a examinat problema pornirii urmăririi penale și a decis că pornirea urmăririi penale ca atare nu încalcă niciun drept. Nu încalcă niciun drept. Mai mult ca atât, statul care primește informații despre comiterea infracțiunilor, nu numai că are dreptul, dar este obligat să desfășoare niște investigații efective care sunt de natură de a duce la pedepsire persoanelor vinovate. Deci statul este obligat, are dreptul și este obligat să desfășoare investigații în cazul când provine informația. Însă, în timpul efectuării acestor investigații trebuie să fie cu strictețe respectate toate prevederile legii și nici într-un caz să nu fie încălcate drepturile omului și libertățile fundamentale. Deci aici se primește așa două elemente. Pe de o parte, efectuarea investigațiilor efective, pe de altă parte, în timpul acestor investigații, respectarea tuturor prevederilor legii și respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Și această balanță între două elemente, fiecare dintre ele fiind esențiale, sunt foarte importante pentru Autoritatea Republicii Moldova. Acum Autoritatea Republicii Moldova trece printr-o încercare foarte și foarte serioasă. Cât de democratice sunt aceste autorități, cât de sincere sunt ei când vorbesc despre
necesitatea reformării justiției, cât de sincer sunt ei când vorbesc despre efectuarea reforme reale a justiției, cât de sincer sunt ele în intenția sa de a se distanța de practicile regimului precedent. Acum autoritatea are două dileme, două căi de procedură, dacă doriți. O cale este să preiei precedentele regimului precedent și judecând după ceea ce vedem noi, cam pe unele momente putem avea dubii. Și a doua cale, asta debarasare definitivă de regimul celă, condamnare practicilor precedente și mergerea pe calea justiției europene. Așa cum noi am declarat. Că noi am declarat ce? Că noi vrem să devenim membri Uniunii Europene. Și dacă așa, nu trebuie să studiem practica activității Uniunii Europene, țărilor Uniunii Europene, și să aplicăm această practică în viața noastră, să schimbăm definitiv mentalitatea judecătorilor, mentalitatea procurorilor. Dar aceasta nu poate fi schimbată doar prin declarații. Aceasta poate fi schimbată doar prin modificarea legislației. Și uitați-vă, e că la noi scris codul de procedură penală, că noi am început cu reținere, da? Acolo sunt 5 elemente la care ți-o referie domnul Diacov, dar mai este încă un element. Încă un element care merge aparte pe lângă aceste 5, mai este și încă unul. Care așa mai scris, mai cum să spun, într-o formă mai vagă, mai evazivă. În cazul în care există motive rezonabile de a presupune că și presupunerea servește drept temei pentru aplicarea reținerii atunci când este vorba despre intimidarea martorilor, atunci când este vorba riscul comiterii altor infracțiuni, evadare. Deci asta tot se bazează pe presupunere. Eu vă asigur, nicăieri în lume n-a să găsiți aplicarea măsurilor atât de dure, restrictive, bazate pe presupunere. Dar aici este vină, o parte de vină și a domnului procuror general. El, fiind în funcție, n-a văzut asta. N-a văzut cum procurorii își bat joc de alți oameni. N-a putut să vină cu inițiativă legislativă, să organizeze opinie publică, să organizeze societatea juridică, să arate oamenii, uitați-vă ce scris din legea noastră. Și de aici se trag toate, nu toate, dar o bună parte a problemelor procedurii penale din Republica Moldova. Domn Păfăscas, n-am eu probleme cu regia. Trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, da, după care revenim. Lucrul sfânt. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnilor, spuneți-ne, vă rog frumos, știu că dumneavoastră deseori în ultimele două zile ați folosit cuvântul ăsta, reținerea lui Stoianoglu a fost ilegală, să-mi spuneți de ce, credeți așa de sigur, și doi, dumneavoastră considerați că acest caz va ajunge să aibă finalitate, proces de judecată noi vom avea, sau asta la etapa inițială de deja se va desumfla la un moment dat? Reținerea este vădit ilegală. Și vreau să lămuresc pentru oamenii simpli că când se anunță, iată, cineva a telefonat sau prin modalitate o anunțat organele de drept că s-a comis un furt, un omor, un altceva. Organele, reprezentanții organelor de drept au ieșit la fața locului, ei încă n-au dosar penal, n-au nimic, au ieșit și spune, ia că e acela, ori persoana reținută acolo la fața locului, oricineva arată cu degetele dâns, ori haina lui a văzut sânge și zice, asta e o lecție că ești suspect. Și iată, pentru asta legislatorul a dat 72 de ore că pe om îl rețin din drum și nu-i dosar penal, nu-i nimic. Uh-huh. Îl rețin, este numai fapta, adică este parte vătămată sau crimă comisă, spartă vitrina la bancă sau la magazin sau nu știu unde și nu-i nimic. Și iată, pentru a stabili, în primul rând, că într-adevăr a fost crimă, pe de o parte și pe de altă parte, că ăsta-i. Iată, trebuie 72 de ore. Dar când un om de afaceri lucrează și sunt suspiciuni că el a furat acolo un sșit, a făcut abuzuri, nu știu ce, sau cum în cazul lui Stoianoglu. Păi documentele este poftim, lucrați, ce vă încurcă? Omul își cată de treabă, voi cătați de treabă, acumulați probe. Și când au acumulat probe
de ajuns procurorul de caz trebuie să ducă la judecător de instrucție, să înainteze învinuire și să ducă la judecătorul de instrucție și să solicite arestul. Dar nici de cum să-l rețină. Reținerea lui Stoianoglu e ilegală. Proces, în opinia dumneavoastră, vom avea? Procesul, desigur că să fie. Desigur că să fie. Fiindcă nu poate organul drept să oprească la jumătate de drum. Ei au să încheteze până la ce etapă, noi nu putem să spunem mai. Putem să intuim. Desigur că să aduc probe și dintr-o parte și din alta. Eu, la momentul ăsta, după informațiile care dispun, Stoianoglu nu a comis nici una dintre aceste patru crime. Dar asta sunt informațiile mele. Procurorul de caz, el cred că e încrezut că are probe sau are posibilitate de a le acumula. Vom vedea. Domnul Iacu, dumneavoastră ați fost și sunteți un susținător foarte activ al actualei puteri. Dumneavoastră tare v-ați dorit victoria PAS-ului, victoria doamnei Maia Sandu. Rămâneți la fel pe poziția asta? Da, desigur. Eu socot că PAS-ul a câștigat încrederea cetățenilor și eu socot că PAS-ul are drept moral să-și asume responsabilitate. Altceva, cum ei vor izbuti să facă acest lucru ca lumea să-i înțeleagă până la sfârșit și să rămână de partea puterii. Nu vor dezamăgi cu iată fel de acțiuni, fiindcă bine, hai să nu judecăm puterea cu cazul Stoianoglu, cu toate că ăsta e un indice destul de. Eu socot dacă să ne referim iar la cazul Stoianoglu, că PAS-ul are dreptul moral să-și pună omul lor la procuror, nicătând când Stoianoglu a fost pe 7 ani de zile. Dar trebuiau să caute modalitatea ce e legală. Adică, cum am mai spus cu alte ocazii, trebuie o leacă în timp era să o întindă, să fac schimbarea în legislații conform cerințelor, și sunt două variante. Ori se întoarcă la varianta ce clasic care a fost la noi până atunci și să fie propus procurorul general de către Parlament, plenul Parlamentului, de către partidul care are majoritatea. Așa. Și poftim, nicio problemă. Și a doilea, să, ca în Franța, ca în România, ca unde acolo mai sunt, că procurorii se devină magistrați, procuratura intră în componență Ministerul Justiției, domnul Tineancu șeful și conduce nicio problemă. Dar trebuie să facă cadrul legal. Dar ei au luat și modificat legea asta cum am scris eu încă 7 ani în urmă, o lege criminală despre procuratură și ei au luat-o și o înrăutățită încă că să-și ușureze calea spre fotoliul de procuror că să-și-l însușească. Eu cred că PAS-ul, acolo sunt oameni și cu minte trează. Eu, iată, cu domnul Bolea vorbit. Și el foarte binevoitor și foarte corect judică și cred că acolo domnul Druță și alții, nu le mai fac reclamă aici. Eu cred că ei, prin greșelile astea care le facă mâine repede, da, mâine s-au acumulat și pandemie și economie, gaz, prețuri, chestii, dar cu justiția nu se joacă. Domn Pavlovski, din ceea ce vedeți dumneavoastră, concluzionând practic, concluzionând subiectul ăsta, domnul Stoianoglu are deja ce pune la dosarul către CEDO dacă să ajunge până la ea? Sau încă e prea devreme de vorbit? Ca omul, și eu fac abstracție de domnul Stoianoglu, de cauza lui, eu mă refer la situație. Okay. Ca omul să fie îndrept să-și depune cerere la curtea europeană, inițial el trebuie să epuizeze toate căile de recurs intern.
Acum, după cum eu v-am spus, pornirea urmăririi penale propriu-zise, nu, conform jurisprudenței CEDE, nu încalcă niciun drept. Deci, prin urmare, nu putem noi vorbi despre această cauză ca un motiv pentru adresarea la CEDE. Odată ce, da, în cazul în care, ipoteza în care s-ar aplica măsură arestul față de domnul Stoianoglu, la dânsul apare remediu instanța de recurs, care este Curtea de Apel Chișinău. Deci dacă el s-ar adresa după aia la Curtea de Apel Chișinău și dacă el ar pierde cazul său la Curtea de Apel Chișinău, iată, atunci se deschide calea pentru adresarea la Curtea Europeană și mai mult ca atât, atunci se deschide și calea și solicitării aplicării unor măsuri provizorii de către Curtea Europeană. Curtea Europeană are dreptul să dispune eliberarea imediată de sub arest, poate face acest lucru, da. Dar este procedura aparte care trebuie respectată, dar în teorie există o astfel de posibilitate. Dar asta deja depinde de maestria avocaților domnului Stoianoglu, deoarece avocații trebuie să cunoască că înainte de a te plânge la Curtea Europeană, ca regula epuizării căilor de recurs intern presupune nu numai trecerea mecanică prin toate instanțele, ci și ridicare în fața instanțelor naționale tuturor întrebărilor pe care tu ulterior intenționezi să le ridici la Curtea Europeană. Asta cum sunteți avocat? Poftim? Sunteți acum avocat? Eu sunt avocat, da. Și aveți mulți clienți ăștia? Da, eu prefer să nu practic. Eu am câteva dosare de lungă durată care durează deja 10 ani și eu lucrez timp de 10 ani pe un caz. Mai am și alte dosare la Curtea Europeană în care eu particip. Deci eu sunt antrenat în diferite proiecte europene, deci eu practic mai mult consultanță juridică decât reprezentare. S-a spus că eu am fost avocatul lui Platon cândva. N-am fost avocatul lui Platon nici o singură zi, absolut niciodată. Dar nici nu-i păcat biblic să fie avocatul. Nu, absolut nu, chiar dacă ar fi fost, dar n-am fost. N-am fost. Dacă el m-ar invita, clar că aș accepta. Ar fi fost bine să fiu, dar n-am fost. Da, n-am fost. Domnilor, deci domnul Stoianoglu acum este procuror general al țării, dar suspendat. Suspendat. Așa. Evaluarea domniei sale mai are loc? Ar urma să mai aibă loc? Numai de punctul de vedere a încetării mandatului său definitiv și anunțarea concursului pentru alt mandat. Dar și aici e un examen a puterii. Serios, ori faci niște trăsnăi iar aici, că evaluarea se face fizic. Da, omul stă încarcerat dacă Doamne ferește de mâine. Eu am auzit niște vorbulețe așa, sau vorbișoare, cum se spun, că a să evolueze instituția. Nu, stați o leagă. Cum instituția? Era vorba de evaluarea procurorului, corespunderii procurorului general, obligațiunile pe care le are. Și asta trebuie să fie omul în funcție, în primul rând, nu în pușcărie. Și, într-a doilea rând, sunt acolo niște rigori, că să vorbim două ceasuri și să pierdem timp. Avem un nou procuror general, care nu e chiar așa din nou. El a mai fost procuror în procuror general de serviciu. Dar de ce îl numiți de serviciu? Că a fost încă o dată? A fost o dată și amul iar. De ce președintele țării, doamna Maia Sandu, a semnat acest decret privind numirea sa? Păi, cineva a convins-o că el e bun. Dar el e bun? Eu îmi permit să aduc aminte oamenilor că domnul Robu a venit în data trecută, când a fost interimar, a venit în Parlament și a convins plenul Parlamentului să ridice imunitatea doamnei deputat Tauber și Apostolul, care ulterior au fost achitate definitiv. Dar ele au trecut și ele prin izolator. Și... Da, ați zis că tot din cauza lui Stoianoglu au scăpat doamnele, pentru că domnul Stoianoglu le-a spălat, le-a curățat. Nu, gata, aici nu. Gata, este decizie definitivă. Și amuia nu putem noi amuia să vorbim de Stoianoglu, fără Stoianoglu și așa mai departe. Este fapt în sine. Deci când l-au numit pe domnul Robu și chestia asta, trebuia să iei în considerație, fiindcă amuia la noi știți cum, aviere, soacră, chestii, dar asta e un indice de profesionalism. Dar totuși aici două vorbe. Nu sunt avocatul domnului
procuror general interimar, dar totuși, de dragul echității, trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, domnul Robu, în perioada aceea de 5 luni, când el a exercitat mandatul de procuror general, s-a manifestat destul de bine. Destul de bine s-a manifestat. Deci, am pornit unele dosare penale destul de serioase, în primul rând dosarul privind uzurparea puterii în stat, care, din păcate, așa și n-a fost dus până la bun sfârșit. Și acum sper că cu întoarcerea domnului lucrul se va reîncepe din nou. Ce ține de acest dosar la care se referi domnul Diacov, dați voie să vă aduc aminte că domnul procuror general nu face urmărire penală. Domnul procuror general se prezintă la Parlament cu materialele care au fost întocmite și date lui de către executori. Și eu am fost cândva colaborator la Direcția Urmăririi Penale și eu pregăteam materialele pentru domnul procuror general, tot așa, eu sunt sigur să face și acum. Și nu poți să învinuiești procurorul general că el a prezentat materialele în fața Parlamentului, care au fost întocmite pe baza unei urmăriri penale de către procurorii de caz. Nu corect, asta pur și simplu nu ar fi just. Dar, pe de altă parte, el dispune de capacități destul de principial, destul de hotărătoare deciziile sale, referințele despre dânsul destul de bune și pe lângă aceasta, ultima remarcă, nu este vorba că Maia Sandu a semnat. Maia Sandu n-a semnat altceva decât i s-a propus de către Consiliul Superior a Procurorilor. Așa e, dacă dispus lucrurile. Dar nu semneze. Dar care e motiv? De ce să nu semneze? Pentru aceasta trebuie să fie, când să nu semneze, dacă noi nu era să repetăm practicile vicioase precedente, când președintele se amestica în exercitarea atribuțiilor de către Consiliul Superior al Magistraturii, da? Am avut cazuri că judecătorii n-au fost acceptat. De ce trebuie să continuăm practica aceasta care a fost condamnată? Consiliul Superior al Magistraturii a examinat mai multe candidaturi și s-a oprit la această candidatură. Eu nu văd aici nicio problemă, mai ales că în societate, nici în societate, nici în mass media, nu a fost nicio investigație jurnalistică care ar arunca măcar câte de puțin umbră asupra acestui domn. N-a fost nimic absolut. Și se respinge candidatura doar de aceea că el deja a mai fost odată interimar, nu-i cazul, nu-i corect. Din punctul meu de vedere personal. De ce i-au suspendat și pe adjuncții domnului Stoianoglu? Legea prevede, da? Expres scris. Dar domnul Robu acum are exact aceleași atribuții ca și un procuror general în funcție. Desigur. Nu, probabil că cu unele limitări. Acolo e legea scrisă. În unele situații este scris că procurorul general face asta, procurorul general face asta, nu interimar. Și dacă țineți minte, odată a apărut această dilemă când cineva din interimarii a vrut să participe în ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Și Consiliul Superior al Magistraturii a refuzat participarea interimarului, spunând că legea vorbește doar de către despre procurorul general, ci nu de interimar. Și poate și aici să apară unele momente când interimatul presupune exercitarea unor atribuții cu excepția celora despre care legea expres spune că acest lucru se face de către procuror general. Domnul Diacov, în opinia dumneavoastră, care este rolul domnului Viorel Morari în toată istoria asta? Viorel Morari, noi trebuie să intrăm aleacă în istorie. A lucrat mâna dreaptă a odiosului monstrului procuror Nicolae Chitoraga, care, de fapt, vreo 10 ani de zile, a fost procuror general din umbră. Și când s-a schimbat multe lucruri, a venit nouă putere și așa mai departe, Viorel Morari, desigur că dormea și se vedea în locul lui Chitoraga. Și anume el o decis atunci și subalternii lui, iată, domnul Furtună, instrumentat cazul, Chitoraga a fost reținut, arestat,
Ei, și a fost înlăturat, pe urmă, nici nu mai țin minte detaliile, cum s-a terminat așa ușor el, și el mai pescuiește acolo la iazul gelul lui. Și a fost înlăturat. Și atât de atunci, Marari, chiar dezvăluirile care le-a făcut Stoianoglu în conferința cei de presă, s-a văzut că el dirijează foarte multe lucruri din umbră. Eu am mai vorbit despre asta și Morar mi-a trimis o cerere prealabilă, chemare în judecată, că, și acolo este o frază, că eu prin luările mele de cuvânt i-am efectat autoritatea și el la întâlnirile cu reprezentanți țărilor străine, oficiale și neoficiale, așa e scris negru pe alb, care le are acum, se simte oarecum când are întâlnirile acestea, el simte cum reprezentanții țărilor străine se uită la dânsul chiorâș, așa să zicem. Drept că el o scris mai cultural acum. Deci, el, iată, chiar din cererea asta care mi-a adresat-o mie, vede că lucrează și anume în direcția aceasta de a ține sub control unele evenimente, procese din procuratură. Conferința aia de presă despre care ați pomenit dumneavoastră acum, domnule Diacov, a domnului Stoianoglu, unde a vorbit despre Michalcu, despre societatea civilă, despre presă, ăsta a fost capacul pentru domnul Stoianoglu? Eu nu știu, pus, desigur că o deranjat multă lume, dar dacă fără să intră în detalii, cum a fost făcut, ce s-a vorbit și așa mai departe, eu vreau să spun că legea permite oricărui procuror, inclusiv procurorul general, să informeze societatea, dar este dreptul, iată, vostru, jurnaliștilor și al societății, de a primi informații despre toate evenimente, inclusiv și unele informații din dosarele penale, care el consideră că nu fac parte din secretul închetei. Asta în viziunea procurorului. De pildă, procurorul, iată, domnul Furtună, are procesul ăsta. Numai el poate să facă. Și tot așa. Procurorul general, în cazul ăsta, el poate să facă publice oricare informații care este în procuratură, în gestiunea Procuraturii Republicii Moldova. Domnul Pavlovski, dumneavoastră, v-a uimit ceva din ceea ce a spus domnul procuror referitor la convorbirile domnului Viorel Mioral cu domnul Michalcu? Încă un minut și luăm publicitate, ok? Știți, pe mine m-a numit general conferința asta de presă. Eu cred că această conferință de presă a fost una dintre cele mai grave eroare a domnului procuror general. Deoarece eu aș putea să vin cu astfel de conferință de presă, sau domnul Diacov, sau dumneavoastră, deoarece noi avem pârghii să facem urmărire penală. Domnul procuror general, dacă el ar avea informații privind activitatea criminală unei sau altei persoane, unul sau altul procuror, n-a avut altă alternativă decât să dispună efectuarea anchetei efective pe aceste informații. El putea să compună un grup de anchetători, 20-30 de anchetători care să lucreze zi și noapte și să răstoarnă cu tatăl în sus toată activitatea omului privind căruia el are această informație. Domnul procuror general a preferat alt mod de procedură, a preferat să plângă în fața camerelor de la vedere, altfel nu pot numi această apariție a domnului Stoianoglu, și prin aceasta, neavând experiență în acest gen de comunicate, în acest gen de comunicare cu organele de informare în masă, a nimerit în situații foarte neplăcute. Foarte neplăcută. Chiar dacă el să nu fi nimerit în situația dată, eu vă asigur că el putea să străzească următoare zi cu un șir de acțiuni de chemare în judecată, cum a menționat și domnul Diacov.
cu siguranță, că el a permis niște lucruri despre care nu se vorbește. Pur și simplu, public, un procuror nu poate vorbi. Chiar dacă el și are acest drept să divulge unele informații. Dar aici ele au fost selectate într-așa fel. Că... Eu m-am exprimat că să nu intrăm în detalii cum a fost spus, ce a fost spus. Eu nu intru în detalii, am vrut să fac o delimitare. Asta a fost dreptul lui, asta e dreptul lui. Cu siguranță. Și iată rezultatele realizării dreptului. Fiecare drept trebuie realizat foarte înțelept. Dreptul are și consecințe și riscurile. Da, corect, are și riscurile. Dar aici, eu repet încă o dată, dacă nu procuror general, spuneți-mi, vă rog, cine trebuia să facă această anchetă? Urmărește să dispune, să organizeze, să controleze efectuarea acestei anchete. Cine? Vă spun eu cine, dar după publicitate, domnul Pavlovski, da? Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Pavlovski, domnul Diacov, poate știți dumneavoastră ceva. Cine e următorul procuror general al țării? Nu, judecând după dezvoltarea evenimentelor, următorul procuror general, în teorie, poate să fie domnul Litvinenko, fie doamna Alisa Stamate, aceste două persoane, cineva... Stop, dar până lege scrie că nu are voie să fie membru de partid în ultimii 3 ani. Legea foarte ușor poate fi modificată. Foarte ușor, deoarece asta este legea obișnuită, nu trebuie să fie modificată Constituția și foarte ușor poate să fie modificată. Eu aș prefera să văd această funcție pe Andrei Răstase, care are experiență de procuror și care și-a arătat și verticalitatea și profesionalismul. Asta-s dorință. Cert este ca să fie omul de la pas. Una, nu știu, nu mai dăm noi familie. Și doi, eu aș dori ca pas să spună tare, cu glas tare, noi ne asumăm responsabilitatea și răspunderea. Și lasă ei, nu e nicio problemă. Eu nu văd probleme. Pasul câștigat și noi trebuie să recunoaștem și trebuie să ne liniștim cu toții. Dar problema este că să nu fac pe din dos, să nu fac șmecherește, moldovenește, să nu fac lucrurile astea așa. Eu le doresc succes și nu mă interesează cum a s-o cheme sau a să-l cheme pe viitorul procuror general. Desigur că eu îmi doresc, fiindcă onoarea mea, eu viața, tinerețea mea consacrat procuraturii. Și eu își vreau să fiu un om care să mă mândresc. Curios. Dar dacă să fie unul care în spatele lui șede morar și i-a dus și acolo în scrisuri cum se fac, cum a fost 10 ani, a fost o închitoragă, dar și de ea harunjă acolo și de ea și gudura acolo că el e procuror general. Dar nu a fost el procuror general, eu vă spun. A fost închitoragă. Eu nu vreau să mai repete rușinea asta și discreditarea asta și înjosirea procurorilor și așa mai departe și noțiunea asta de procuror. Domnule, dar noi am pus punct carierei domnului Stoianoglu, da? Poftim? S-a pus punct carierei domnului Stoianoglu. Nu este clar. Știți, aici, în situația dată, never say never, cum se zice. Niciodată nu spune niciodată. Deoarece acum se înceapă victimizarea activă a domnului procuror general. Și el se va transforma într-o victimă a regimului, al de într-un sens petic 2. Și el poate să iasă de acolo ca un fel de Nelson Mandela cu tipul. Nu poate, deci, asta e evident. Nu, așa poate, la etapa dată spunem poate. Eu am vrut să că se continuă ceea ce a spus domnul Diacov, că ei au dreptul să pretindă la această funcție. Într-adevăr, există așa principiul. The winner takes it all. Deci câștigătorul primește, obține totul. Așa. Acest principiu e larg răspândit în Statele Unite. Când vine președintele nou, schimbă toată administrația, chiar și până la cel mai jos nivel. Deci nu este nimic extraordinar ieșit din comun în intenția lor de a pune peste tot oamenii în care ei au încredere. Nu văd nimic eu rău. Alt lucru, că ei trebuie să pună oamenii competenți, oamenii care dispun de capacități necesare, deoarece până la urmă ei vor suferi eșecul în urmă activității dezastruoase a oamenilor care parcă sunt loiali, dar nu sunt profesioniști.
nu este suficient. Dacă presupunem că vreți să faceți o intervenție chirurgicală copilului, să dați la un membru de partid sau să dați la un chirurg experimentat, clar că să dați la un chirurg experimentat, dar nu acela care este membru de partid și asta unicul merit a acestei persoane. Tot așa și aici. Deci fiecare dată trebuie de analizat profesionalismul omului, deoarece până la urmă ei vor suferi. Ei vor suferi în urmă acestui eșec. Eu și-am spus, ei trebuie să asume responsabilitate. Noi trebuie să fim mai simpli, nu mai trebuie să vorbim așa filozofic. Chestia că ei dacă își asumă, a să fie un an, jumătate de an, un an, doi maximum, și lumea se întrebe. Fiindcă oamenii simpli idei n-au și coșmar acolo în procuratură. Eu când le spun, iată, pe Stoianoglu, miliardul, stați să-l ia, că vreți. Unde era Stoianoglu când s-a furat miliardul? Ce treabă are dacă în linii foarte mari Stoianoglu că... El, de când a fost în funcție, la dânsul în fiecare 2 ani, întrește 2 ani, în fiecare an s-au făcut câte 30.000 de crime. Și el spune, oamenii buni, e ca este, așa le-a să lucrez acolo. Dar la noi oameni, miliard. Și sunt niște lucruri care, printr-o apreciere. Și iată când pasul. Dar eu mă tem că ei n-ați spui, sau nu mi-ați spui, dar n-ați spui autoritar așa ea, că se înțeleagă omul. Da, bre, uite, ea că oamenii s-au asumat și ea că au făcut 1, 2, 3, 4 și de mâine, iată, mergi pe drum. Trebuie să fie așa. Ia că tu, ziarist acela, inginer și așa mai departe, mergi pe stradă și zici, băi, uite, s-a schimbat ceva în Chișinău. Și, cum la un moment dat își dă seama, pas, faci schimbări. Iată, atunci să fie schimbări cu adevărat. Dar când se declară și mocirile tot mai adâncă și mai adâncă și mai greu și mai greu, apoi omul zice, ia dușeți-vă voi cu reforma voastră și cu partidul vostru și cu diop, știi? Pus mâna pe furci și afară. De foc la... Dar până atunci, noi am, sau dumneavoastră s-a argumentat câteva chestiuni în cazul Stoianoglu care nu prea par a fi corecte. Dacă putem spune așa. Noi am citit o declarație în același timp al deputatului PAS, domnul Alaiba, care spunea că, să fie foarte clar, cine îl apără pe Stoianoglu, îl apără pe Platon. Doi, domnul Litvinenko, ministrul justiției, a zis astăzi că, referitor la cazul Stoianoglu, mafiei se pare că e nemuritoare, dar noi o să o doborâm pentru că poporul vrea. Președintele țării, doamna Maia Sandu, a ieșit cu o declarație după reținerea Stoianoglu a doua zi și a zis că cetățenii vor reforme și să fie bine în țară. Domnul Pavlovski, toate spusele astea și ele sunt mai multe de marți încoace. Cum rămâne cu prezumția nevinovăției? De să nu uit, am ușa să... De să nu uit, ia că ai pomenit de laibă. Eu unde eu știu pe deputatul ăsta, nu l-aș cita niciodată. Și ce și el a făcut azi declarație, eu i-am răspuns foarte scurt. Eu sunt născut în Siberia. Fiindcă am trecut când propagandiștii staliniști spun eu, deputați și ei care erau atunci, pe cine să deporteze, pe cine să aresteze și pe cine să împuște. Și l-am sfătuit pe domnul Alaibă să ocupe cu ceea ce trebuie să ocupe un deputat, cu elaborarea legislației bune pentru țara asta. Și să lăsă justiția într-o parte. Nu-i treaba lui zilnic, dimineață până seară, deputatul Alaibă se ocupă cu darea de sfaturi. Și mare majoritate din transul sunt neghioabe. Și mulți deputați fac asta, apropo, aproape e bun, zi, hai, zi. Eu am vrut ea că să mă audă domnul Alaibă, că eu i-am răspuns mai mult. Da, dar acolo sunt 100 deputați, sunt care îndeoște 5 ani lucrează și nu i-au uzgură. Dar iată, domnul Laibă, el este, să ocupe pentru ce l-a ales poporul acolo. Domn Băbăschi. Da, deci, referitor la prezumția de nevinovăție, trebuie de spus că Convenția Europeană garantează acest drept. Articolul 6.2 a Convenției Europene privede dreptul la prezumție de nevinovăție, care este practic un drept absolut. Același drept se conține în Codul de Procedură Penală Republicii Moldova și în Constituția Republicii Moldova. Deci, din toate părțile, atât statul, cât și instituțiile internaționale garantează cetățenilor europeni respectarea acestui drept.
Curtea Europeană are jurisprudență destul de bine dezvoltată referitor la acest subiect. Dar e pe de o parte dezvoltată, pe de altă parte ea este exprimată într-o formă foarte îngustă. Foarte îngustă. Și anume, Curtea Europeană recunoaște încălcarea prezumției nevinovăției anume atunci când polițienii de rang înalt sau funcționarii de rang înalt fac declarațiile privind vinovăție așa, într-un sens, unor persoane, fără că să aștepte decizia definitivă a instanțelor de judecată. Practic, 99% din toate cazurile constatate de către Curtea Europeană ca fiind violarea articolului 6.2, deci dreptul să fie prezumat nevinovat, anume atunci când sau judecători, sau procurori, sau miniștri, sau alți policieni, deputați, făceau declarații referitoare la prin care sugereau vinovăție omului, fără ca să aibă loc pronunțarea deciziei definitive. De ce? De ce e că asta creează omului presimțire că cazul lui deja este prejudicat. Prejudicat. Și judecata aceasta este pur formalistă, nu are nicio relevanță și deja soarta lui e decisă, anume de la aceste considerente. În urmare, bravi noștri deputați, miniștri și ceilalți procurori, înainte de a face acest gen de declarații, cine e vinovat, cine e nevinovat, ce așteaptă poporul, cine și unde trebuie băgat, ei trebuie să gândească la asta. Eu sunt, așa, am presimțire că ei nu prea citesc nimic, fiind ocupați de alte lucruri, dar dacă ei ar decide, ar încerca, cel puțin, să citească câte de puțin din jurisprudența Curții Europene, ar descoperi foarte multe lucruri interesante, care se bat cap în cap cu practica lor de fiecare zi, inclusiv în domeniul arestării oamenilor, despre care eu v-am spus că trebuie să existe motive relevante și suficiente, că asta este unica decizie la care poate să rezulte activitatea judecătoriei când este vorba de aplicarea măsurilor de reprimare sau utilizarea probelor concludente și suficiente pentru a ajunge la concluzii, ce nu presupuneri, celelalte lucruri și inclusiv și prezumția de nevinovăție prin prisma declarațiilor funcționarilor de rang înalt care provoacă frică din partea omului că soarta lui deja este prejudicată. Domnilor, în opinia dumneavoastră, de ce partenerii de dezvoltare nu se dau cu părerea spre cazul ăsta? Sau așa și trebuie să facă în vorba despre justiție? Nu este greu de spus. Eu cred că și cazul acesta a fost atât de șocant, că instituțiile tradiționale la fel sunt în șoc, într-un sens. Asta A. B. Poate să fie așa că autoritățile naționale au coordonat acești pași cu instituțiile internaționale. Poate să fie și așa. Eu nu vreau să cred în această ipoteză, dar haideți să nu uităm că instituțiile internaționale, asta nu Comisia Europeană, asta nu Consiliul Europei, asta sunt niște clerci. Asta sunt niște clerci care șed acolo și care se află în legătură cu unii dintre ei noștri, cu nasul parfumat cu cox. Și se află în relații cu dinții și ei fac schimb de opinii și își formează părerea în urma acestor discuții. Înțelegeți? Și simplu vorbind, desigur că coordonat, desigur că știu. Știu. Dar ei nu vreau să exprime, iacă vă răspund eu la întrebare, deschis. Nu vreau să exprime, fiindcă așteaptă să vadă cât de dibaci ori fi băieții noștri când ori gestiona cazul. Fiindcă una să faci urmărire penală într-o țară democratică, cu tradiții și așa mai departe, și a doua le faci moldovenește. Și dacă ăștia or să facă niște gafe strigătoare la cer, partenerii noștri nu pot să-și asume, că el dacă muia a să dea niște aprecieri
Și când se treze peste noapte cu niște rezultate care deopte nu sunt explicabile, dacă mă scuzați. Nu, eu cred că nu este tocmai așa. Parțial poate. Ei, eu n-am avut în vedere că ei s-au așezat la masă și o desenat acolo. Nu este tocmai așa din punctul de vedere, din următorul punct de vedere. Situația aceasta poate fi analizată din două aspecte. Primul aspect, asta aspectul pur politic, și a doilea aspect, aspectul pur juridic. Aspectul pur juridic noi am vorbit. Asta Curtea Europeană, după epuizarea tuturor căilor de recurs intern. Ceea ce nu a avut loc până ce? Obiectiv, că n-a ajuns la etapa ce? A doua direcție, a doua aspect, aspectul pur politic. Pentru aceasta, ca instituția internațională să intervină, trebuie să fie făcute adresări din partea forțelor politice, din partea liderilor politici. Fiecare partid politic serios din Moldova face parte din partidele europene. Sau United Left, sau socialistă, internațional socialistă, sau Partidul Popular European fac parte și ei pe linia aceasta pot interveni. Pur și simplu, la etapa dată, eu n-am auzit să fie aplicat ei aceste precedente. Dar noi n-am avut în vedere asta. Întrebarea a fost instituțiile internaționale, nu oficial. Iată, președintele, chiar și de pe tribuna ONU, a spus că una din întrebări este cu justiția. Și am mai multe cuvântări și eu înțeleg că la întâlnirile astea, bilaterale și de alt gen, se discută, uite, avem așa probleme, se consultă. Și spus, și bine, hotărâți așa. Nu în sensul că, iată, să vină doamna cu tare și să iei carandașul, să se înceapă să rezolvi problemele noastre. Nu, este destul de simplu. Este susținere morală, dacă vreți, într-o frază. Este susținere morală. Dar desigur că ei a să aștepte public, ei nu ar să facă nici... Nu ia că Macovei s-a exprimat alții, și... dar în principiu nu. O să aștept să vadă, fiindcă Moldova e imprevizibilă și poți să te aștepți la orice. Desigur, eu ca cetățean, las eu internaționalul, aștept un rezultat bun. Domnilor, mișcările la Comrat care au început din cauza domnului cazului domnului Stoianoglu, vă îngrijorează sau vedeți și aici acțiuni? Foarte tare. Eu sunt de acolo, eu am crescut între găgăuși, satul meu, îndeoște, eu nu pot să vin la Chișinău fără a trece printr-o localitate găgăuțească. Uh-huh. Eu cunosc mentalitatea lor, eu am suferit când au fost atunci, eram ofițer la SIB și mă duceam acasă și m-au oprit niște, să nu mai exprim aici, public, cu automat și așa mai departe și m-au ținut o oră în drum. Ia că simplu, așa e. Eu n-aș vrea să repete lucrurile astea. Și cineva spune, da, că ei n-au dreptul și așa mai departe. Dar cine se întreabă? Drept, nedrept? Doamne ferește, până când acolo trebuie o scânteie, cum spunem noi. Și apoi du-te și oprește, că acolo sunt niște procese. Iată cum au fost alegerile. Sunt aceia care au pierdut, sunt aceia care nu m-au venit. Vreau să fiecare să demonstreze că el e foarte tare, că poporul ia ca așa mai departe. Sunt niște lucruri care aici la Chișinău nu prea le cunosc din interior. Adică să nu fac eu mult filozofie, eu cunosc situația și dispoziția oamenilor de acolo și de ajuns că să fie niște pași incorecți. Și iată aici și da, Stoianoglu singur atunci, dar eu știu de ce, fiindcă au fost niște critici și el tot, ca cum Stanislav spune, că nu chiar gândit-o, trântit-o. Dar după aceea, cuvântul ăsta că eu sunt găgăuz. Și frazele astea noi nu trebuie să le folosim. Noi trebuie să le evităm. Și politicul din Chișinău și aceia de pe loc. Dar cei de pe loc au interesul lor. Și noi nu trebuie să dăm temei, motive. Nu trebuie să dăm motive, trebuie să ne stăruim, să fim foarte atenți. Fiindcă noi avem conflictul cu Tiraspolul și nu trebuie să fim naivi,
da, Tiraspol își cade treabă, nu-și mai cade treabă. Tiraspolul e foarte activ în zona aceea, este factorul turcesc, că foarte mulți găgăuzi lucrează acolo și Turcia acordă și un ajutor destul de substanțial regiunii găgăuzii. Și desigur că acolo lucrează și servicii, hai să nu fim naivi, lucrează și consultează și așa mai departe. Și de ce Moldova nu poate fi lăsată, da, suntem o țărișoară mică și nu poate fi lăsată așa din capul ei, cum zicem noi. Este Rusia ține la control sau ne ține la control? Turcia, desigur, tot. Și Europa câte o leacă. Da, și eu aș mai adăuga la ceea ce a spus domnul Deacov, că domnul Stoianoglu se bucură de popularitate acolo. El doar a lucrat procuror al Găguziei. Uh-huh. Lumea îl cunoaște, lumea îl respectă, are foarte multe legături acolo și eu nu pun sub îndoială nici o singură secundă că această situație poate genera acolo un conflict foarte și foarte serios. Nu aș dori să fie așa, chiar aș dori că acest conflict să fie evitat, dar pericolul este destul de iminent și autoritățile naționale trebuie să fie foarte și foarte înțelepte când comit acest gen de acțiuni care la prima vedere pot să le dea niște dividende, dar în practică ei vor pierde. Vor pierde cu siguranță, deoarece iată, domnul Deacov a spus că instituțiile tradiționale, chipurile susțin pe guvernanță. Da, poate și susțin, dar până la un moment oricare. Haideți să nu uităm că există criteriile de la Copenhaga, care stau în miezul activității Uniunii Europene. Asta mai întâi de toate, drepturile omului și stat de drept. Nimeni nu va discuta aceste elemente. Nimeni. Asta e mai presus de orice discuție. Asta e bătut în cuie odată și pe vecii vecelor. Până la un moment oricare. Dar eu v-am spus că situația încă nu s-a copt. Deoarece arestul încă nu a fost aplicat, până la examinarea dosarului în instanță de judecată, că nu s-a ajuns. Iată, să vedem ce să fie. Mâine ce să fie și dacă să fie arestat, ce să fie la curte de apel. Și după aia noi vom vedea reacție. Și la final, duminică avem un protest în Chișinău pentru susținerea lui domnul Stoianoglu, inițial de socialiști, dar ei spun că oameni buni ieșim fiecare fără drapele, fără niciun... Mergeți? Sau nu mergeți? Eu personal? Da. Eu personal nu voi merge din simplu motiv că eu sunt sigur, absolut convins că problemele procesuale nu pot fi rezolvate pe calea protestelor. Problemele procesuale pot fi rezolvate doar pe calea aplicării caritative a cunoștințelor juridice. Și aplicării corecte. Aplicare corecte, just. Da, da. Dumneavoastră? Eu voi merge... Din simplu motiv că vreau să văd care să fie reacția oamenilor. Pe mine nu mă interesează cine ce o să vorbească acolo. Liderii de partid ar fi bine să tacă în general acolo. Da, eu știu 100% că să fie o delegație foarte mare din Comrat. Și mie mi-e interesant câte responsabilitate au să aibă cei care organizează și cei care să vorbească. Ei știu cine să fie acolo care să asculte. Ei își permite acolo să tensioneze așa, cultural vorbind, situația. Uh-huh. Sau a să încerce să lămurească. Că una se vede, da, lumea, vedeți că ce aici facem noi, încercăm să lămurim oamenilor, alți oameni să vină în piață să audă adevărul. Dar acolo să fie spus adevărul? Sau să fie transmis niște idei care au interes? Și nu cumva să fie anume cele care nu sunt convenabile nici țării, nici puterii, și nici nouă, și nici procuraturii, și nici lui Stoianoglu. Domnilor, eu vă mulțumesc
tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă vedem mândri.